17-18 grade. Aceasta este temperatura din apartamentele constanțene. De pildă, acest bloc este un caz fericit pentru că este izolat, însă în blocurile neizolate și umbrite a fost destul de greu de locuit în aceste zile în care temperaturile au scăzut considerabil. Frig afară, calorifer reci în casă. Este situația cu care se confruntă o bună parte dintre constanțeni. Oamenii spun că au înghețat în locuințe și că au apelat la tot felul de surse alternative de căldură. Aerotermele și aerul condiționat sunt acum obiectele indispensabile din fiecare casă în care lipsește agentul termic. Foarte rece, foarte rece. Noi suntem mai în vârstă, dar cei care au copii mici bănuiesc că au avut de suferit. A trebuit să punem un calorifer. Soțul are peste 70 de ani. Avem și o nepoțică la noi. Alți constanțeni au găsit soluția salvatoare în pături și haine groase, pentru a nu mai consuma energie în plus. Facturile la toate utilitățile au fost mari în ultima perioadă, iar acum încearcă să mai reducă din cheltuieli, spun oamenii. Am preferat să stau mai mult prin bucătărie, unde acolo se gătește un pic mai des. Am seara doar în dormitor cu o pătură mai groasă, cu o pilotă mai plinuță, dar facturile au fost așa cum au fost, suntem groaznic de dezamăgiți. Mai cald e afară decât în casă. Două pături și ca pe timpul lui. Unii constanțeni se întreabă de ce nu mai poate reporni căldura în zilele friguroase. Pentru a fi furnizat agentul de termoficare, trebuie să se îndeplinească însă câteva condiții. Sezonul rece este cuprins între 1 noiembrie și 1 aprilie. În acest interval, toamna, dacă sunt 3 zile consecutive cu media temperaturilor sub 10 grade, se pornește căldura. Furnizarea acesteia s-a oprit la 1 aprilie, pentru că media temperaturilor a depășit 10 grade Celsius. În afara acestui sezon, se mai poate accesa cu acordul primăriei, să spunem, o perioadă de timp, luna aprilie, de regulă. Însă, spre deosebire de anii trecuți, anul acesta s-au acutizat problemele generate de vechimea instalațiilor. Nu mai putem să ținem instalațiile în funcțiune. Reprezentanții societății de termoficare vin totuși cu o veste bună. Începând din prima săptămână a lunii mai, Primăria Municipiului Constanța începe lucrările de înlocuire a rețelei de transport. Deci dacă până acum ceva timp discutam de proiecte, acum discutăm de materializarea proiectelor. Cu alte cuvinte, iarna viitoare, constanțenii se vor bucura de condiții mai bune de trai. Până atunci însă, în zilele friguroase, trebuie să apeleze în continuare la soluții alternative pentru a se încălzi. Nu pentru mult timp totuși, căci meteorologii anunță temperaturi puțin mai crescute în perioada următoare. Până la sfârșitul lunii se ating și maxime de 17 grade pe timpul zilei și 11 grade Celsius noaptea.